Acum că s-a spart gheața, zine și nouă ce căutai în mașina lui Tibor. Pe Măta. Nu vreau să vorbesc cu tine, lasă-mă în pace. Nu pune mâna pe mine. Iordache se instalează aici și recrutează oameni de încredere. Prietenul tău, Ștefan, e unul dintre ei. Trebuie să-ți mulțumesc și pentru asta. Înseamnă că ești pregătit pentru ce urmează. Cred că sunt pregătit pentru asta. Înseamnă că ești pregătit și pentru asta. Matei mi-e copilul tău. Copilul Adrian. Ce mă bucură e că Matei se simte bine aici la voi. Ca și cum voi ați fi bunicii pe care nu i-am avut niciodată. Tu ai copii? Nu am, dar dacă aș avea, aș vrea un băiat ca tine așa. Nu există zi de la Dumnezeu să nu mă uit la copilul meu și să nu-l văd pe Adrian. Matei e copilul lui. Nepetru e om sărman, nu-și permite. Tu stai liniștit, concentrează-te pe citit, că de copil am eu grijă. Dacă te atingi de Matei, o iau pe fita aia zburătăcită și vorbesc cu toți băieții din cartier să o facem poștă, după aia o tai bucăți și o împlăști în tot orașul. Te întreb ultima oară. Nu copil meu! Zi până nu-ți fac manicura, zi! Acceptă și adevărul ca un bărbat adevărat. De unde ai venit tu, Vlad? Zi-mi și mie. Cine ești tu? Ce vrei de la mine? Pot să ies în câteva zile. Te anunț că ar trebui să-ți cauți cazare, pentru că o să zbor din casă. În alta curte a examinat contestația în anulare formulată de inculpatul Dragomir Ștefan și hotărăște următoarele. Admite probele depuse de inculpat și, în consecință, dispune anularea sentinței din dosarul cu numărul 7677 per 306 din 2019. Curtea constată că probele admise demonstrează nevinovăția inculpatului fără echivoc. De asemenea, curtea dispune eliberarea inculpatului din stare de arest în termen de 24 de ore. Prezenta hotărâre este definitivă și irevocabilă. A fost impecabilă la tribunal. Mulțumesc. Lovi penibil, Ștefan. Am făcut ce mi s-a ordonat să fac. Da, ce ești tu așa scorțoasă? Te porți de parcă ți-aș fi antipatic. Lău, adică tu mi-ai distrus mie căsnicia. Ți-am făcut eu vreun rău, tu mi-ai făcut mie. A fost o obligație de serviciu, Ștefan. Și atunci, și acum. Nu încap aici simpatii, antipatii. Eu aș cădea în cur de admirație la așa o etică profesională dacă n-aș ști cum îți schimbi șefii ca pe ciorapi. Ia zi, care-i treaba? Cu cât te plătești, Iordache? Te are cu ceva la mână, a? Mă îndoiesc o să-ți răspund la întrebarea asta. Făceam conversație, nu? Eu aș fi mai atent la ce întrebări mi-ai pe gură, domnule Ștefan Dragomir. Contractul meu cu Carla e confidențial. Cum de altfel e și contractul meu cu tine. Să înțeles? Da. Sigur.
Suntem în punctul în care eu mi-am respectat partea. În primul rând, ești liber. Pe urmă, creanțele pentru casino sunt plătite, iar casa e pe numele tău. Cu alte cuvinte, mingea e în terenul tău. Rămâne să vedem dacă ai fost o investiție bună sau nu. Da, am fost. Sunt o investiție bună. Dacă îmi spuneți ce trebuie să fac, eu fac. Te duci acasă să faci un duș. În primul și în primul rând. Apariția în lume ți-o faci cum vrei tu. Pentru următoarele mișcări o să primești indicații la timpul potrivit. Iartă-mă. Nu că aș fi eu un fan al mișcării MeToo, dar pentru eficiență în echipă aș vrea să renunț la tonul ăsta de cotoi încălduri în relație cu Carla. De acord? Da. Mulțumesc. Deci tipul a stat toată noaptea la spital atunci cu taică-mea. A vorbit cu directorul spitalului, i-a mobilizat pe ea pe acolo. A stat toată noaptea. Zici că era din familie. Și ce facem? Trecem asta la bile negre? Nu trecem. Chiar a fost de mare ajutor. Știi tu cum e în spital, că dacă n-ai o pilă sau ceva, nu te bagă nimeni în seamă. Eu nu înțeleg de unde atâta grijă pe el. Tu înțelegi cum nu s-a mișcat o noapte întreagă de acolo? Tu când ai stat ultima dată pe un hol la un spital pentru o persoană care nici măcar nu ți-e rudă? Eu n-am voie să ies din casă, punct. Da, oricum, la ce pilă rece, dar nu te stați voi la cozi. Este puțin. Mi-am adus aminte, am scris un articol despre cazul cu fratele meu și pentru documentare a trebuit să mă duc la Rahova. Ghici cine a vorbit cu directorul închisorii ca să pot să intru? N-am idee. Vlad! Vlad Pop! Cum de nu m-am gândit eu până acum la chestia asta? Deci acum că dau filmul înapoi, îmi dau seama că tipul ăsta, de când a apărut la noi în casă, a fost peste tot. Chiar mi-a salvat mie și mamei viața la un moment dat. Și mie mi-e foarte dor de Adrian. Bun. Oamenii mai fac și bine din când în când. Pe bune acum, ăia că l-au fundat pe fratele tău nu-s ok. Ăsta că vă ajută prea mult nu-i ok. Sunteți o familie frumoasă, cred că asta e explicația. Eliza, vreau să zic ceva important.
Eliza, deschide! Mie nu mi se pare nimic ciudat în ce spui. Poate se simțea bine acolo. Și m-am simțit foarte bine acolo. Chiar pot să-l înțeleg. Nimeni nu face bine fără să vrea ceva în loc. Te agiți degeaba. Oricum, n-ai cum să afli nimic acum și... Îți dai seama că dacă îl întrebi, nu o să-ți zică nimic. Și chiar dacă ar exista orice urmă de... documente sau informații, sigur, sunt bine ascunse într-un seif ceva. Stai puțin, ai zis? Mă duc la el. Da, mă duc la el. Am lucrat la el de acasă, știu. E la ultimul etaj. Ce să faci? Se poate intra de pe terasă. Da, intru pe terasă. Bun, să zicem că funcționează planul ăsta, deși mă îndoiesc. Intri în bloc nevăzut, urci la ultimul etaj, escaladezi terasa și intri la el. Așa, și ce-i spui? Nu-i spun nimic. Aștept să plece și abia după aceea intru. Sigur are ceva documente sau... Nu știu, tipul a făcut pe prostul cu mine, dar știe niște chestii despre frate meu. Haide, vii? În niciun caz. Dacă tipul ăsta mă vede, mă ia de o aripă și mă duce direct acasă. Iartă-mă, tu ai făcut o grămadă pentru mine, doar că, nu știu, e prea riscant. Bine. Ai dreptate, am zis o prostie. Mă întorc cât de repede pot. Bine? Ai grijă. Ce s-a întâmplat? Nu, ce se întâmplă? Voiam să știu de tine. Ai reușit să intri? Nu. Mă duc în spate, că de acolo se intre pe terasă. Nu știu, dar dacă pățești ceva e din cauza mea. De la mine a pornit toată ideea asta, Vlad.
nu mai bine vii acasă? Mă rog, acasă, aici, nu mai bine vii aici și... Mi-e frică și m-a apucat puțin panica și... Mi se pare o idee proastă. E cea mai bună idee care mi-a venit de când cu toată povestea asta. Și îți mulțumesc că tu m-ai ajutat să înțeleg. Uite, nu-ți fie frică. Intru puțin la Vlad, mă uit acolo și mă întorc imediat. Bine? Nu mai bine vii aici și... facem sex. Poftim? Păi, te plac și știu că și tu mă placi pe mine. Decât să se întâmple ceva acolo, mai bine vii aici și, nu știu, facem chestii. Ești cea mai nebună fată pe care o cunosc. Dar o să trească să zic paste data asta. Mă uit acolo și când mă întorc, vedem dacă mai e valabilă oferta. Matei e acasă? Matei! Matei e la bunici. Pentru întregirea familiei. Tu ți-ai și adus că a venit adoptiv acasă. Rămâne în seara asta acolo. Ce o să zic? Ce o să zic atunci când o să afle că mămica lui s-a culcat cu iubitul lui Zos? Ce o să zic? O să afle cum a murit tu și-a Roxana? Nu se zică nimic. Nu? Nu, pentru că tu nu o să-l mai vezi niciodată pe Matei. De ce? Cine să mă împiedice? Tata Petre, Vlad, Oarba. Eu. Cum? Nu trebuie, pe bune, sunt bine. Lasă-mă că știu mai bine. Ciorba te ajută să te refaci. Ia vezi. Ia. Bun. Nu? Da. Și acum ce mai fac? Acum mai așteptăm un pic și după aia pui ouă cu smântână. Ia mai bate-l odată. Mai bat puțin? Mhm. Mai bat un pic? Bibi, deschide, sunt eu, Leo! Spuneai că dormeai? Păi... ba da, dar... am pus zarzavatul și până pui ou trebuie să mă aștept puțin și am adormit capul pe masă. Și ce mai căuți tu în casa mea? Asta nu e casa ta. Asta e casa Bănci. Și am același drept să fiu aici, până să ne dea banca afară. Nu. Spune iubitului tău și prietenul nostru cum că planul vostru de amăruina a eșuat. E casa mea, ești afară. E casa Băncii. Am somații care dovedesc. Băi, vrei?
să mă enervez acum, să intru la închisoare înapoi de bunăvoie? Lasă-mă! Ieși afară! Să faci trotuarul, înțelegi? Mă rog! Sunt convins că ești obișnuită. Dacă nu veneam eu, o puneai de un mare incendiu, a? Cum ești? Am omorât-o. Am omorât-o pe Roxana. Băi, Leo, n-a fost vina ta, adică. De ce mai trăiesc eu pe lumea asta, măi? Trei oameni am iubit și eu. Adi, Filip și Roxana. Pe toți trei i-am băgat în mormânt. Știi că am fost în comă, nu? Da. Am fost într-o seară la spital. Și mi-era frică că nu mai prins dimineața. Abia respirea prin aparatele alea. Mai bine opreai aparatele alea, mă, Tibi. Mi-ai fi făcut un mare serviciu. Când am ieșit din comă, nu mai minteam absolut nimic. Adică mi-aminteam de... Dinainte de Adi. În mintea mea, Tibi, eram curat ca lacrima. În mintea mea trebuia să mă duc la atelier, să repar mașinile cu Adi. M-am dus la atelier, era pus lacătul pe poartă. M-am dus la de acasă. M-au primit părinții lui, m-au hrănit, m-au culcat în casa lor. Nu mi-au zis nimic de Ani. Și dintr-o dată mi-am amintit cine sunt eu. Și nu mi-a plăcut deloc. Mi-am amintit cine sunt eu cu adevărat. Singur, rău, murdar până în... Și am venit să... Sece. Să mă ajuți. Să termin tu treaba asta. De tot. Căutați pe cineva? Să rămână. Da, sunt un prieten de-al lui Vlad Pop, de la ultimul etaj. Mi-a zis în telefonul, dar l-am uitat. Păi și? De ce nu-i dai un telefon? Decât să tragi de ușa iurea să strici încuietoarea, mai bine dai civilizat un telefon, nu? Doar că, știți, mi-am uitat telefonul acasă. Credeți-mă, suntem prieteni foarte buni. Vlad Pop, de la ultimul etaj. Băiatul ăla înalt și bine proporționat, așa. Bună seara. Te ajut cu ceva, Răzvan? V-am zis că-l cunosc. S-a întâmplat ceva? Voiam să vorbesc ceva cu tine, dar s-a făcut cam târziu, așa că o să mă duc acasă. Te duc eu. Nu e nevoie. Insist. Păi, Leu, eu înțeleg că ești supărat. Dar nu merge așa. Bă, da, Tibi, așa merge. Doar așa merge. Am încercat să o fac eu, dar sunt prea căcăcios. N-am curaj. Mare Leu, clește mine în stare să-și pună pistolul la tâmplă. Așa că te rog, ajută-mă tu. Păi, Leu, nu pot, mă, Leu.
Poți, sigur că poți. Le spui că a fost legitimă apărare. Am intrat cu arma peste tine, n-ai avut încotro. Toată lumea o să crede. Băi, Leo, ce legitimă apărare, bă, Leo? Eu înțeleg, frate, că ești nervos. Dar ce vrei tu nu se poate. Înțelegi? Nu se poate. Mâine o să fie o zi mai bună. Gândește pozitiv. Dacă nu poți tu, Tibi, te împușc eu. Vrei să mă împuști? Vrei să mă omor, Leo? Vrei să mă împuști, Leo? Nu, Leo, trage. Hai, trage. Lasă pistolul, Leo. Adineori nu voia nimeni să mă împuște. Iar acum vă înghesuiți care mai de care. Ce caut asta aici? Suntem împreună. Cum adică împreună? E angajatul lui Vlad. Și? Nu are nicio legătură. Una e una, alta e alta. Ba, are legătură, Tibor. Are mare legătură. Mai lucra cu Vlad? Nu, Leo, n-are. Ea e angajata lui Vlad, eu sunt angajatul tău. Te-am văzut ultima oară, arătai mai bine. E cam bușită, ce-a pățit? Accident de muncă. Dacă ți-a amorțit mâna, poți lăsa pistolul jos. N-are sens să ameninți pe cineva care oricum vrea să moară. Mai rar mă s-ar și Tibia asta, a? Chiar ce ai făcut cu Adina? Am despărțit. Care Adina? A, nu i-ai spus de Adina? Nu ți-a spus de Adina? Iubita lui cu tatuaj pe popăneț? Ce vorbește asta, Tibi? Care Adina? Asta aș vrea să știu și eu, Tibi. Cine e Adina asta? Uite, și eu și Michi am vrea să știm mai multe despre ea. Sper că n-am făcut vreo gafă. Lasă, Tibi, la ce succes ai tu? Găsești 10 ca ea. Mai bine mâncăm și noi o ciorbă. Ce voiai să mă întrebi? Voiam să vorbesc ceva cu tine, dar... nu mai contează. Serios, e o prostie. Ba contează, din moment ce stăteai și voiai să intri pe ușa din spate.
Încotro mergem. N-am cum să te duc dacă nu-mi spui unde. În centru. Am treabă în centru. Ok. Demențială. Știi cum îmi pică mie ciorba asta? Ai și un ardei iute? După așa o ciorbă nici să mor nu-ți mai vine. N-ar fi fost păcat? Tibi, frumușel ești, ciorbă bună faci. Eu mă gândesc serios să-mi refac viața cu tine. Cum ar fi? Stai mă, că am glumit. Se omoară femeile în lanț dacă treci în tabăra adversă. Poți să... Și acum că a plecat Michim, hai să vorbim și noi ca băieți. Care-i treaba cu fata asta? Cine e? Nume, prenume, CNP? Cine să fie, Leule? Una. Ai văzut-o și tu. Am fost cât am fost cu ea și gata, s-a dus. Oricum era prea zbuciumată pentru mine. Păi și nu-ți pare rău? Era mișto. Nu-mi pare, Leule, de ce să-mi pară? Bă, a fost, s-a dus. Ți-am zis, era prea agitat. Exact ce-mi trebuie mie. Dă-mi și mie adresa ei, dacă tot nu mai ai nicio treabă cu ea. Aș încerca și eu acolo. De gând să-mi spui ce căutai la mine? Ce ai făcut? Ai reușit să intri? Nu. Mă duce Vlad în centru. Căcat. Vezi că eu sunt în parcare. Scapă de el și te aștept, intrăm împreună. Auzi, hai că vorbim puțin mai încolo. Cine era? Ne facem confidențe acum sau ce? Răzvan, tocmai ai încercat să intri prin infracție la mine în apartament. Nu ești în postura în care să te comporți așa și să ai secrete de genul ăsta. Era iubita ta? Menținea Petre că ți-ai făcut iubit. Sincer, m-am bucurat. Te-ai bucurat, nu? Sincer. De-aia nu puteai tu să dormi noaptea, Vlad, că n-am eu prieten. Răzvan, repet, tocmai ai încercat să intri la mine în apartament. Nu ești în postura în care să fii cu capsa pusă. E puțin cam mult, nu crezi? Da, Vlad, e cam mult, de acord, e cam mult. Dar văd că oricine încearcă să intre la tine în casă, primești o cursă gratuită cu taxiul. Tu nu ești oricine. Nu știu, Vlad. Nu știu, cine sunt eu pentru tine? Cine sunt eu pentru tine? De ce mă duci cu mașina? De fapt, de ce te bași tu mereu în seamă cu familia mea? De ce stai tu mereu pe lângă mine? Ce ți-e așa de important? De ce te bași tu în seamă cu tata și cu mama? N-am crezut că te deranjează. Vreau să cobor, oprește, vreau să cobor. S-a întâmplat ceva? Oprește, vreau să cobor.
Ai tu nevoie să mergi după fostele mele femei? Le-ai pale tale, te descurci tu. Nu-mi dai adresa? Nu. Lasă că o afli în altă parte. Cine mai era cu noi în seara aia? Ștefan. Ăsta e exact genul care i-ar cere numărul când te-ai întors. E mai complicat cu el că e la Pârnaia acum. Sau poate să mă duc la Vlad? Răzvan! Răzvan, stai! Ce ai? Mă enervează că nu știu ce vrei! Stai într-un apartament de lux și vii și ridici-o de maică-mi, că faci o ciorbă foarte bună undeva în fundul Colentinei. Vlad, m-ai prins că voiam să intru la tine în apartament. Și uite-te la tine, ești tot numai lapte și miere. În loc să... îmi dai dracului un pumn în față! Sau să sun la poliție! Ai răsărit de nicăieri ca Superman atunci când Filip m-a amenințat pe mine și pe mama cu pistolul. Ai stat o noapte întreagă pe holurile spitalului când s-a întâmplat chestia aia cu tata, după care i-ai mai plătit și o ambulanță să stea în fața casei, în caz că îi se face rău. Să mor tu că n-ai altceva mai bun de făcut cu banii și cu timpul tău! Și care crezi că e interesul meu ascuns? Nu știu, Vlad. Asta te întreb eu pe tine. Ai putea să-mi răspunzi? Poți să fii odată în viață? Poți să fii sincer cu mine? Mi-a revenit memoria, nu mi-a plăcut deloc de mine. Dar ca să fiu sincer, nici de tine nu mai place. Și parcă îmi vine să trăiesc un pic mai mult și să aflu mai multe. Ne mai vedem, Tibore, fii sigur. Mulțumesc pentru ciorbă. Nu, tocmai de asta nu pot. De ce? De ce nu poți, Vlad? Pentru că te-a prins prea repede, te ia valul. Nu-ți dai seama ce faci. Nu-ți dai seama de consecințe. Crede-mă, aș vrea să-ți răspund la toate întrebările astea, dar nu pot! Ar fi un risc mult prea mare. Are legătură cu Adrian? Zi-mi, Vlad, are legătură cu Adrian? Știam eu că e ceva legat de tine și de Adrian. De când ai intrat la noi în casă, de când ai pășit la noi în casă, știam. Și o să pun toate chestiile astea cap la cap. Și o să aflu adevărul. Și atunci o să știe toată lumea. Toată lumea o să știe, domnule Vlad Pop. N-am nicio legătură cu Adrian. Bai! Ai toate legăturile de când ai venit la noi în casă. Ți-am zis că vorbim puțin mai târziu, bine? Alo? Alo? Te rog, nu acum. Conio. S-a întâmplat ceva? Nu e treaba ta. Nu e deloc treaba ta. Stai departe de mine și de familia mea. Bine? Răzvan. Stai departe!
Da, Tibi. Alo, șeful. A fost Leo la mine. M-a găsit cu Michi. A reacționat destul de urât. A zis că vine la tine să vorbească de Adina. De Iulia. Tibi, n-am timp de asta acum. Te ocup tu. E ultima mea problemă. Căutați pe cineva, domnișoare? Nu ți-e frică să umbli noapte pe străzi singură? O fată așa drăguță ca tine? Nu, că am glugă și... Oricum trebuie să mă duc. Răzvan s-ar supăra foarte tare să știe că am lăsat iubita să meargă singură noaptea pe străzi. Nici nu se pune problema. Păi asta e faza că m-am concertat cu Răzvan și... Oricum am trebuit pe aici. Te-ai certat și cu Răzvan? Și cu Tibor? Lasă, nu te jena, știu și eu cum era vârsta asta. Marile iubiri ține exact 3 zile, nu? Da, iubirea se consumă mai repede decât bateria la telefon. Trebuie să plec. Și nu, nu vreau să mă conduci. Ce vrei să faci cu aia? Trebuie să plec. Nu te mai apropia. Uite și de ce ai făcut. Dar de ce te poți și cu iubiții tăi? Nu-i de mirare că fug tot. Mulțumesc. La vedere. Eliza! Dar ce-i cu tine la ora asta, fetițo? E, am venit. Nu. Să nu spui că ai venit să-l iei pe Matei. Nu ți-l dau. Abia a dormit, săracu. Hai, intră. Ce-a făcut azi? A fost cu minte? Da. Nu. Cu minte l-am învățat să bate cu el. Ha, 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 ha
M-a rugat să-l învăț să bate cuie. I-am zis, bă, să nu-ți dai peste degete, că mă omoară maică ta. Da. El nu și nu. Nea Petre, învață-mă, învață-mă, învață-mă. Bine, mă. Eh, vrei să spun? A bătut 10 la rând drepte ca lumânarea, uite așa. Încă poți sunat, ce să-i fac? Păi dacă să mă cu măsă, normal. Să știi că a vrut clătite și i-am făcut. N-a vrut să mănânce nimic altceva. Așa că i-am făcut 2 cu brânză cu mărar și 2 cu dulceață și am căzut la pace. Știam că nu-ți place să mănânce prea mult dulce. Dar nu trebuie să-i faceți toate mofturile, tanti Maria. Lăsați-l să mănânce ce e. Acum nu o să munciți dumneavoastră pentru nazurile lui. E, lasă. Știi că mi-era dor să am copil cu poftă în casă. Răzvan nici nu se uite ce are în farfurie, mănâncă mereu pe fugă. Da, chiar așa. Îți dau una cu brânză și cu mărar și una cu dulceață? Tanti Maria, aș vrea să vă rog ceva. Și pe dumneavoastră, Nea Petre. Adică pe amândoi aș vrea să vă rog. Păi dar roagă-ne odată, ce te ne pregătești atât, acum și speri. Păi da, nu ne mai fierbe, zi. S-a întors Ștefan azi. Păi vezi, asta e o veste bună. Cu asta trebuia să începi. Da. Doar că noi doi nu prea ne mai înțelegem. Ștefan nu știu ce a pățit acolo, dar s-a întors foarte schimbat. Și nu ne mai înțelegem. De fapt, Ștefan m-a dat afară din casă. Mi-a zis că vrea să-mi-l ia și pe Matei. Cum să-l ia pe Matei? Dar ce s-a prostit acolo la închisoare? Ce? Ia să-i dau eu un telefon. Vorbesc cu el acum. Asta a fost ca și copilul meu, ca și Adrian. Îi dau un telefon. Stai mai, Petre, la locul tău. Nu te băga unde nu știi. Pățiți ceva, Răzvan? Tibor. Și de ce ai venit aici, Eliza? Vrei să te muți la noi? Ai unde să stai în altă parte? Nu. Nu mai am pe nimeni, n-avem unde să ne ducem. Poți să stai aici, Liza, cât o să ai nevoie. Nu ne deranjezi cu nimic. Și e și destul loc. Nu, n-am de gând să stau foarte mult, adică 2-3 zile până o să găsesc ceva și... Ce să-ți găsești? Ce să te muți? Nu te muți nicăieri. Eu spune-și găsiu, nu găsești. Nu, aici, rămâneți aici. Ce? E destul loc? Este. E drept că nu e luxos ca la voi, dar măcar aici e liniște,
Ai clătite? Da. Plăcinte? Da. Amide. Ia să-ți aduc eu acum niște clătite cu dulceață, cum n-ai mâncat de când ești. Vin, o să-ți adau. De-le cu așa, ia-i. Îmi pierdusem o chestie și... Dar cred că am lăsat-o acasă, de fapt. Ce chestie? Vrei să te ajut să o căutăm? Am o lanternă în mașină. Nu, nu, nu-i nevoie. Am lăsat-o acasă, de fapt. Dar tu ce faci aici? Păi am vrut să vorbesc cu Vlad. Tu? Am făcut un reportaj în zonă și... mi-am pierdut o chestie și... Dar, de fapt, am lăsat-o acasă. Uh-huh. Un reportaj. Da. Uh-huh. Eu trebuie să plec, Tibor. Păi dacă și eu, da. Da. Salut. Salut. Joaca asta de prinsă, da? Știi că doar eu mă dezbrac. Să opresc sângele. Vreau să-mi răspuns la niște întrebări. Dar fără să o lungim. Ce căutai tu la ușa lui Vlad? Când te-am cunoscut, era iubita lui Tibi. După aia nu mai erai. Erai cu Răzvan. Iar acum zgâri la ușa lui Vlad. Trebuie să recunosc că ai un ritm amețitor. Pare să nu ratez nicio ocazie. Ceea ce mă face să mă simt un pic... discriminat. Dar zi-mi cum te-ai combinat tu cu Tibi. Nu vreau detalii, doar așa, în mare. Sau cu Răzvan? Cum ai ajuns tu cu Răzvan? Pentru că Tibi și Răzvan nu par să frecventeze aceleași cercuri. De-aia sunt curios. Sau cu Vlad, hă? Care-i treaba cu Vlad? Bun. Facem cum vrei tu. Dar să știi că nu pleci de aici până nu-mi spui care-i treaba cu... Vlad, Tibi, Răzvan. Care-i legătura ta cu toți ăștia și cu fiecare în parte?
nu, eu am murit, mută. Ușurel. Eu nu mă grăbesc. Hai. Răzvan, era rănit sau ceva? Nu. Îți dai seama că la asta m-am uitat prima dată. Dar să tot uita cu telefonul aici, la sângele ăsta, de parcă nu credeai că-i sânge. A fost mai devreme aici și a încercat să intre pe furiș. L-am dus în centru și văd că s-a întors. Era cam agitat și punea cam multe întrebări. O fi sângele lui Leo? Eu așa zic. Că era cam apucat și a zis că vine încoace. Dacă ăsta e sângele lui Leo și la cum îl știm noi pe Leo, cel care l-a rănit n-o să fie prea bine. Eu zic că mai bine să mă duc pe el, că nu e deloc bine. A venit la mine, m-a găsit cu Michi. Îți dai seama, l-a apucat toate pandalile. Du-te și mă ții la curent. Am înțeles. Și mâine să-mi cauți alt loc să mă mut. Aici a devenit prea popular. E ca în gară. Am înțeles. Ai fost acolo. Ai ars. Fără să-i pese cuiva că dispari. Dar o mână uriașă te-a scos și te-a aruncat înapoi în viață. Nu știi ce o să fie mai departe. Dar știi că de foc te vei feri întotdeauna. Era mai simplu când totul avea legătură cu trecutul. Știai bine ce ai de făcut. Să te răzbuni. Acum nimic nu mai e limpede. Iluzia unei fericiri a răsturnat tot ce știai despre tine. Ești ca un gondolier care vâslește într-una pentru alții. Dar uneori simți nevoia să te oprești, să-ți legi barca de țărm și să simți pământul sub picioare. Toată viața ai trăit în mizerie. Mizeria a fost ținuta ta obligatorie. Dar viața îți oferă surpriza uneori să-ți arate că puteai trăi și altfel. E greu să recunoști asta. Nu e așa? Ai ratat odată, de două ori, de nenumărate ori. Ratarea pare singurul lucru din viața ta pe care nu l-ai ratat. Și atunci îți pui toată ființa ta într-o ființă nouă care te va face să crezi că n-ai trăit degeaba. Ești puternic. Învârți lumea pe degete. Dar e suficient să apară un singur om mai puternic ca tine. Și lumea se va opri de tot într-o paralizie de neînțeles.
ce dracu a făcut? Culoarea preferată? Sportul preferat? Ai avut pisică în copilărie? Ești îndrăgostită de Vlad. Vrei mărânțiș la cerșetori? Chuck Norris sau Van Damme? Cat cu Vlad. Brad Pitt sau Josh Clooney? Să știi că, în mod normal, te-aș fi făcut să vorbești până acum. Nimeni nu rezistă la asta. Când apuc deget cu deget, unghie cu unghie, crede-mă, e o ofertă de nerefuzat. Până și cel mai încăpățânat erou devine un copil plângăcios. Dar nu mai pot. Mă bazez pe discreția ta când îți mărturisesc asta. N-aș vrea să se audă în oraș că Leo Clește s-a înmuiat. N-o să mai spira nimeni, nu-i așa? Mă crezi un psihopat, dar am iubit o femeie, o fată. Știi cât de mult am iubit-o, Dina? Nu sunt un psihopat. În orice caz, nu mai e psihopat ca alții. Ca Tibor, de exemplu. Sau ca Vlad, al tău. Toți suntem pierduți, Edina. Toți. Cu Răzvan e altă poveste. El e o floare de colț. Floarea aia care crește din stâncă. Direct de pe piatră. Uite că acum sunt și poet. Leo Clește, poetul. Sunt un soldat în război, Adina. Iar tu ești prizonierul meu de război. Ce căutai la ușa lui Vlad? Iubit-o mult. Mi-aș fi dat viața pentru ea. Doamne, ce fericit aș fi fost să-mi fi cerut să-mi dau viața pentru ea. Dar ea nu m-a iubit niciodată. Nici o secundă din viața ei. A iubit pe Vlad. Vlad a strivit-o cum strivește un gândac pe trotuar cu bocancu. Iată, nu mai e. Acum era lipită de mine. Plângea, râdea, striga mai repede, mai repede, mai repede. Și în secunda următoare era zdrobită de asfalt într-un morman de fiare. Nici George Clooney, nici Brad Pitt. Robert Downey Jr. Îmi plac băieții răi. Bună ziua! Nea Petre!
Vezi că e cineva la poartă. Bună ziua. O caut pe Dragomir Eliza. O găsesc aici? Da. Aș dori să vorbesc un minut cu ea, dacă se poate. Poftiți. Da, mulțumesc frumos. Unde veniți cu mine. Pe tine te caută Eliza. Bună ziua. Bună ziua. Dragomir Eliza? Da, eu sunt. Sunt avocatul Traian Ștefănescu. Vă rog să semnați de primire. Pentru ce? În legătură cu ce? Soțul dumneavoastră, Ștefan Dragomir, a înaintat acțiunea de divorț și de preluarea custodiei minorului Matei Dragomir. Aceasta este o citație. Vă rog să semnați. Dar cum să fac așa ceva? Nu. Matei rămâne cu mine. Matei este, de Doamnă, fapt... Doamnă, vă rog frumos să semnați că ați primit documentele. Detaliile vor face obiectul unui proces. Nu are rost să le discutăm aici. Vă rog. Actele dumneavoastră și citați. O zi bună! La revedere! Ștefane! Ce schimbare de la ultima noastră întrevedere. Arăți excelent. Dumneavoastră, ați întinerit. Hai, lasă-mă, încerca să fiu amabil. Să știi că ți-am ocupat biroul pentru o vreme. Nu e o problemă, e un spațiu mare, îmi găsesc eu un locșor. Îți găsești un locșor. S-a întors patronul, bossul, e biroul tău. Le eliberez într-o zi sau două. La ultima noastră întrevedere la Rahova, spuneți că nu puteți rămâne în țară. Ați rezolvat? V-ați întors? Ce bei? Whisky? Nu, merge un whisky. Cine era Petre? S-a întâmplat ceva? Era un avocat, Tanti Maria. Ștefan bagă divorț. Și vrea să-mi ia pe Matei. Păi și ce o să faci? Păi ce să fac? Să mă lupt cu el, ce pot să fac? O să mor cu el de gât. Maria, nu e gata masa aia? A început să mă lua de stomac. Eliza. Nu sunt eu omul care să dea sfaturi. Voi sunteți tineri. Aveți socotelele voastre, dar... Cred că a venit momentul să-i spui lui Ștefan adevărul. Anume că Matei nu-i copilul lui. I-am spus deja, n-a pe tine. I-ai spus? De mult. Știe? Știe. Atunci de unde dracu i-a venit ideea asta să-ți ia copilul? Nu-i drept. Uite că i-a venit. Dar nici eu nu o să stau cu mâinile în sân. Vede el. Mai aveți cârlige? Da, am. Ți-aduc acum. I-a adus actele de divorț și pentru custodia lui Matei. Adică să rămână copilul cu Ștefan. Eliza, cum e? E pornită rău. Mamă? Am nevoie de ajutorul tău. Vreau să o trimis pe Eliza să-ți facă un serviciu. Trimit-o până la spital să ceară o rețetă pentru neapetit.
vrea să o văd, să vorbesc cu ea. Ea nu mai vrea să vorbească cu mine de când a murit Roxana. Dar de ce nu vorbești tu cu ea? Știi că eu nu mint. Nu trebuie să minți, trebuie doar să o trimiți la spital. Te rog. Bine. Șefu, cutia asta unde o să pun? E cu furagile în ea. Azi băiatul că s-o pun undeva mai la fereală. Care băiat? Ăsta mai brunețel. Fratele nostru. Lasă-o pe masă. Nu, 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 ai reținut corect, așa am zis. Dar acum chiar e pe cale să se rezolve. Dar ăștia o lege mai prietenoasă. E numai pentru mine, clar. Suntem mulți. Suntem vreo 4. Dacă stau bine, să mă gândesc 6. Lege de amnistie și grațiere. Acum, o perioadă, mai închid și ochii dacă tot se va rezolva. Eu a trebuit să vin mai devreme pentru că aveam niște lucruri importante de rezolvat care nu suferau amânare. Dar lasă-mă pe mine, zi-mi de tine. Marcel, ce mă bucur că ai venit. Uite că am reușit să te aduc în loc de pierzanie. Mă bucur. Ce mă bucur să te revăd. Ștefan. Ștefan Dragomir. Marcel Dragoi. O oră te rog să nu ne deranjeze nimeni. Avem lucruri importante de vorbit. Dar te rog, te rog, ia loc, Marcel. Și spune-i barmanului să vină puțin. Din câte țin eu minte, Marcel bea numai Dom Perignon. Greșesc? Ai memorie? Te rog să-i spui să aducă mai multă gheață. De fapt, frapierea. Și ia și tu ceva de băut. Relaxează-te. Ce mă bucur că ai venit. Ce mai face Ivana? Tot superbă? Cine s-o schimbe pe Ivana? Nu știu. Viața. Ce cauți aici? Mă urmărești? Știu că e greu de crezut, dar nu tot ce fac are legătură cu tine. Trebuie să mă văd cu medicul Onea Petre. Trebuie să mă achite niște datorii. Dar tot ce faci aici? Și eu tot la medicul Onea Petre. M-a trimis tanti Maria să iau o rețetă pentru Ian, ca să nu-l mai pună pe drumuri. Ești bine? Nu, nu sunt bine. S-a întors Ștefan. M-a dat afară din casă, azi noapte. Mă deranjează asta, oricum nu am nevoie de casa lui. Problema e că... vrea să-mi ia pe Matei. Liza? Liza, ai tot dreptul să mă urăști. Dar Ștefan are un om foarte puternic în spate. Nu te poți lupta cu el cu mâinile goale. Lasă-mă să te ajut. Știu un avocat bun. N-am nevoie de avocați, Vlad. Pentru că niciun tribunal din lumea asta nu o să-i dea custodia lui Ștefan. Matei nu e copilul lui. E copilul lui Adrian. Ce faci, băi, Vlad? Și-o ridici și așa o cobori. Și pot să încerc și eu? Bine. Până aici ce-a fost? Mama! Matei, mami! Ce-ai făcut? Unde-ai fost? Am fost la mare. Domnul m-a salvat. Așa. Da, cum? Arată-i tu, Matei, arată-i. Uite-te de la mine. A...
până seara. Ce, te super că mă vezi? Nu. Tu ai copii? Nu am, dar dacă aș avea, aș vrea un băiat ca tine așa. Mă judești când vrei. Sincer, chiar nu mă interesează. Adrian... a fost cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat vreodată. A fost singurul bărbat pe care l-am iubit. Mă bucur că pot să spun în sfârșit asta. Eliza. Eliza. Nu te judec. Nu mă judec, serios? Îmi cer scuze, sincer, că... că l-am înșelat pe Ștefan cu altcineva în afară de tine. Eliza. Eliza. Eu sunt... Da, tante Maria. Să rămână. Să-mi ia pe Matei. Vin cu tine. Nici să nu te gândești să vin cu mine. Dă-și mie un fernet, e amară viață. Nu mai este, l-am terminat. Vă dau un brandy? Nu, nu aici în stoc, am văzut mașina de aprovizionare. Nu alcool a adus? Apoi, a zis și fumare că nu avem voie să ne apropiem de cutiile alea. Ah, nu. Nu vreau brandy. Eliza, dă-mi voie să te duc eu acasă. Nu fi încăpățânată, te rog eu. Prefer să se întâmple ceva cu Matei decât să te duc eu cu mașina? Eliza, vreau să spun ceva legat de Matei, e foarte important. Eliza! Vin cu tine, pentru că nu găsesc mașină. Doar de asta. Dar să nu îndrăznești să-mi vorbești despre Matei. E un subiect pe care ți interzic să-l abordezi, ne-am înțeles? De aici? Da, ce cauți aici? Neamul lui Mărișilor de Sadoveanu. Caut un vin sec, mi-a dobit ocul de mii dulce. De ce? Ai primit ordin să mă seduci iar? Auzi? Dacă o să vrei să-ți fie bine în combinația asta, Iordache are două reguli. Unu, faci ce ți se cere și nu pui întrebări. Și doi, nu pui întrebări și nu-ți bagi nasul unde nu-i treaba ta. S-a înțeles? Ai grijă, nu te juca cu focul, că te arzi. Crede-mă, nu vrei să vezi de ce e în stare Iordache. Hai. Ah.
Lasă-mă aici, nu mă duce până în față. Ultimul lucru de care mai am nevoie acum e să fiu văzută cu tine. Deci sunt de la autoritatea tutelară, au venit pentru Matei. Da, bună ziua. Coșoiu Viorica, inspector, și colegul meu, Trică Nicolae. Elisa Dragomir. Pare bine. Mama, am terminat compunerea. Pot să mă duc să mă joc pe laptop în cameră la Răzvan, dacă nu găsești nicio greșeală? Du-te acum. Serios? Da, du-te până nu mă răzgândesc. Super! Vă ascult. Am venit să facem un raport în legătură cu situația minorului Dragomir Matei. Și? Ați făcut? Nu. Îl facem după ce constatăm condițiile de domiciliu, moralitatea părintelui care are în încredințare minorul, tratamentele aplicate minorului. Și? Ați constatat? Ne certați sau... că nu înțeleg tonul. Nu vă cert. Da, dacă tot ați venit aici când eu nu eram acasă, sunt curioasă să văd și eu ce ați constatat anume. Am constatat că mama a lăsat minorul în grija unor străini, unul în etate, iar celălalt în etate și cu handicap. Spuneți-mi și mie, vă rog, dumneavoastră aveți copii? Da. Și cu cine sunt copiii acum? Nu, dumneavoastră, puneți întrebări aici. Noi punem întrebări. Dar... dacă toți sunteți curioasă, copilul meu acum se află cu bunicii lui. Și copilul meu se află tot cu bunicii lui. Da, da. Bunicu. Și bunica. Haideți, doamna Dragomir, noi n-am venit aici ca să ne luați dumneavoastră peste picior. Domnii ne-au arătat actele de identitate. Nu le-am cerut noi, domnul Anuței s-a oferit. Și știm că nu există nicio legătură de rudenie între dumneavoastră și dânsi. Eu n-am spus că sunt bunicii mei. Am spus că sunt bunicii lui Matei. Fiul lor, Adrian Anuței, este tatăl lui Matei. Capacitatea de adaptare la nou e cheia supraviețuirii, nu? Și tu ai dovedit că poți. Probabil că Iordache vrea să-și încordeze mușchi. Să marcheze teritoriul. Ce faci, bă, mergi, bete? Mai eu puteam să fiu răpită de un obosit fără imaginație. E bine așa? E destul de palpitant pentru tine să o vrei mai mult, a? Deci ce facem? Stăm și ne uităm la mușchii lui? De ce noi n-avem mușchii noștri? Abia aștept să te bat. Ți-am oferit noi viață. E prizonierat. Și prizonierii care au tupeu... evadează. Vreau să vă zic ceva. Vlad nu a fost și nu a existat niciodată. Eu sunt Adrian. Haide. Am venit acasă. Și nu mai plec nicăieri. Iartă-mă!